dacă îmi permiteți, eu o să vă citesc trei titluri de știri care au apărut în ultimii 2 ani, care vine prima din 2015. Chertoaca anunță un nou termen pentru lucrările de reparație a străzilor din centrul capitalei. E vorba de stradă Negruți, pentru că au fost ploi și nu știu ce s-a spitat. A doua știri, 10 octombrie 2016, iarăși Chertoaca anunță un nou termen pentru lucrările de reparație a străzilor din centrul capitalei până la 1 septembrie anul viitor. Astăzi, eu sunt prost informat, eu duc în eroare opinia deci, publică. Dumneavoastră te aduceți în eroare opinia publică, fiindcă noi avem acte, noi avem acte și declarațiile care le face domnul primar. Domnul primar face altfel tip de declarații, nu conform actelor. Nu. Eu vreau să lămuresc actul care avem. Noi avem relațiile cu BERD, noi avem relațiile cu banca și avem termenii stabiliți. Deci declarațiile în primarului care dumnealui le-a dat, într-adevăr, au fost extins termenii, dar nu argumentat au fost extins termenii. Una nu am avut care v-am lămurit.